Primele trei decrete care vor fi semnate vor fi următoarele. Primul, miliardul trebuie să fie întors de hoți. Deci prima inițiativă prezidențială va fi ca să fie anulată legislația care pune miliardul, legislația votată de Maia Sandu în guvern, proiect, care pune pe spatele cetățeanului miliardele furate de hoți. A doua inițiativă va fi reluarea parteneriatului și relațiilor prietenești cu Federația Rusă, pentru a reveni cu mărfurile noastre, cu exporturile în Rusie. Și a treia va fi istoria Moldovei și lupta cu acei care lichidează statalitatea Republicii Moldova, cu uniuniști. Eu sunt ferm convins că pentru aceste valori majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, duminică, pe data de 13 noiembrie, își vor da votul. Și sunt sigur că cu aceste valori, care le cunoașteți foarte bine, le-ați auzit, Moldova, sunt ferm convins că are viitor.